cu un invitat special. Ne bucurăm că în scurta lui vacanță, pe care o petrece aici în Republica Moldova, a reușit să treacă și prin studioul nostru. Este vorba despre un moldovean care chiar are o poveste parcă ruptă din cărți sau din filme. Un om care a reușit să-și stabilească niște scopuri concrete, să și le atingă și să găsească, cred eu, fericirea aceea adevărată, pură, simplă, iar acum muncește pentru a ne ajuta și pe noi să ne regăsim. Este vorba despre Vadim Țurcanu, pe care îl salut cu drag. Vadim, bună seara! Bună seara, Doina! Bine ai venit la noi, în primul rând! Mersi mult pentru cum ai aveți aici. Și te-am prezentat așa direct, dar trebuie să le spun celor de acasă că tu ești antreprenor, ești scriitor, ești fondatorul comunității Uncage și ești până la urmă omul care cred eu că ar putea să ne ofere foarte multe răspunsuri la foarte multe întrebări pe care le avem noi. Vadim, spune în primul și în primul rând, cum a fost să revii în Republica Moldova după o perioadă bună de timp? Da, este plăcut, foarte plăcut să vedem oamenii de acasă. Îmi place să venim în specie Moldova. Perioada aceasta în care ai fost acolo în Marea Britanie și a fost și perioada asta cu pandemia și izolare și statul acasă, pe tine te-a afectat într-un fel? Da, foarte mult. M-a afectat experiențele noastre și ceea ce fac în direcția care am luat-o este bazat pe experiență, adică pe foarte practică. Nu este ceva care pot să vorbesc ceva sau să... nu este un video care poți să te uiți și să înțelegi, dar este o experiență care tu deja te schimbi, da? Și a fost foarte greu să înțeleg că eu nu pot să le conduc deja această experiență. Și până ce a ieșit de mine, aș spune așa mai mult, nu că am inventat eu, dar cred că cumva pe mine au ieșit o altă modalitate și un model cum să iau de aici, care a fost undeva 8 luni aș spune, a fost o perioadă în care m-am descoperit și eu laturile mai adânci, emoționale, dificile, prin care am reușit să ies totodată cu niște cadouri, să zic așa. Vadim, vreau să începem să intrăm așa în detalii pe mai multe subiecte și vreau să începem cu frica, pentru că depășirea anumitor frici reprezintă un domeniu pe care l-ai aprofundat, ca să zic așa. Da. Și de ce ai ales să vorbești, să le vorbești oamenilor despre frică și despre cât de periculoasă poate să fie frica? Exact. Uite, cât de periculoasă este frica, este dacă nu era depășirea asta fricii, dacă Vadim acela, versiunea acela, Vadim care de la internat, care se cățăra pe balcoane să iei mâncare de la oameni, să mănânci, că era flământ, dacă nu avea el abilitatea sau nu descoperea abilitatea de a depăși fricile, nu avea să-i dăi naștere lui Vadim acesta care stă aici, adică își face lucrurile care le face și care cu ceea ce face, deja mă atins mii de oameni sau familii, să zicem chiar, nu avea să dăi așa. Iată care este prețul acestui fapt. Niciodată nu poți ști ce este de partea cealaltă fricii. Dar următoarea parte a întrebării care te întrebam de ce anume te-ai oprit la frică. Exact. Și iată, Vadim acela cumva m-am oprit de ce? Că am observat cât de mult îi opresc pe alții și am observat că doar atunci am observat că stai, că eu am depășit cumva și am mers înapoi să descoper cum am făcut-o. De ce? Că am avut dificultăți de vorbire foarte, foarte grave și am reușit să fiu un speaker. Am avut nu am avut experiență, nu am avut cunoștință și nici bani investiții în afacere și am reușit să fac o afacere destul de mare. Nu am avut studii universitate sau ceva și am reușit să public niște cărți, adică niște lucruri care o persoană s-ar opri la frica de a fi judecat sau nu ar fi de eșec, de nu a fi capabil să facă aceste planuri ale sale. Cumva nu m-au oprit aceste frici și am mers înapoi și să văd ce a fost asta. Și asta m-a adus la faptul să fac ceea ce fac acum, să ajut și pe alții să depășească aceste frici, să-și libereze din lanțurile acestor frici. Iată așa. Există, eu știu, niște tehnici speciale care pot fi aplicate în cazul tuturor oamenilor și ele funcționează? În mare parte a oamenilor, da.
De asta și experiențele astea de tip weekend, care le avem în mai multe țări, care le cunoaștem în mare parte, Londra, apoi la Chișinău, Paris, în Tunis am făcut, și este de 7 zile, adică este o traiectorie specifică prin experiență practică, niște, ca un fel de provocări prin care persoana, adică fiecare persoană, în orice domeniu frică, în fel, orice aspect, orice frică ar avea, de schimbi, să schimbi activitatea, să schimbi relația, să pășească spre ce a visat mereu să facă. Își poate să pășească într-o ambianță sigură, într-un proces cu ghidare, să depășească cele frici, pe când în realitate, în viața cotidiană, adică în ambianța normală și obișnuită, adică ești ocupat cu alte lucruri, poți să iei undeva câțiva ani și dacă te ocupi de acel lucru. Dar unii acceptă doar momentul când nu pot, nu am, când să fie cumva, și așa se întinde ani sau cu viața întregi. Da. Iată, experiențele astea, cu toate că ele sunt dificile, emoțional, mental, energetic, dar sunt foarte efective pentru mare parte care participă. Din toate discuțiile pe care le-ai avut cu oamenii cu care ai lucrat, Vadim, care sunt cele mai des întâlnite frici la oameni? Frica de judecată, ce una dintre cele mai, fiindcă de a rămâne singur, frica de eșec. Da. Deci ne asemănăm destul de mult cu foarte toții, mult. Cam toți oamenii au aceleași... Da, nu, ele sunt foarte faine, că aceste frici sunt, parte, adică sunt părțile ale noastre care ne-au salvat până acum, ne-au susținut, adică sunt, noi nu le depășim sau le alungăm sau le rupem și le dăm la gunoi sau le ardem, da? Dar noi învățăm să trăim cu ele, adică ca... Să le gestionăm. Să le gestionăm, adică da, ca, eu am dat așa o asociere ca... Imaginează-ți că îți calzi, faci tuș rece dimineața, da? Adică nu este plăcut, nu este, dar tu te bagi, da? Și deodată mai dureros, pe un te vei și ok, tu în fiecare zi faci acest tuș rece cât îți dă energie. Și iată, deprinderea asta este și aceeași ca și frică. Uite, Vadim, vedem acum câteva secvențe din timpul retreat-urilor pe care le organizezi alături de echipa Uncage. Știm că următorul retreat, dar înainte ca să continuăm discuția, hai să urmărim câteva secvențe din această înregistrare. De aceea suntem dedicați să-ți fim alături în timpurile bune și în cele grele. Ca să continui să creezi, să inovezi și să te dedici misiunii tale. Lucrăm continuu pentru a găsi o cale spre o lume mai bună. Chiar dacă acum pare imposibil, vom găsi lumina. Revenit aici, Vadim, cred că nu pentru oricine sunt aceste retreat-uri. Nu, noi avem o conversație de calificare, adică este nevoie ca persoana să fie psihofizicul gata și scopul să aibă scopul definit, că este o investiție destul de mare, emoțională, energetică, timp și financiar totodată. Este transformațional, adică este o persoană diferită care intră și care iese, sunt două persoane diferite. Dar faptul că la aceste retreat-uri participă un grup de oameni, deci sunt mai mulți oameni, asta ajută? Neapărat. Ajută foarte mult, de ce? Că este un spirit anumit al grupului și cumva îți dai seama că în transformarea sau în lecția pe care descoperi fiecare lecție în cadrul acestui retreat, fiecare are un rol care a jucat pentru tine și tu ai un rol pentru ceilalți, pentru fiecare din ceilalți. Rămâi acolo ca parte a acestui. Noi numim
cocon, ca și cum nu poți să vii la această experiență pur și simplu sau întâmplător. Este o chemare cumva dinăuntru, ca și cum este chemat un omida spre creanga aceea și care eventual iese fluture. Da. Uh-huh. Și n-aș spune că asta este evenimentul vieții, dar iată, avem perioade în viața noastră când este nevoie de o așa o transformare și iată, se întâmplă când merești la așa o experiență. Da. Cred că chiar în această carte, Vadim, găsim un gând, și anume acela despre faptul că avem două momente importante în viață, cel în care ne naștem și cel în care înțelegem de ce ne naștem. Cred că este un citat, un citat pe care îl găsim în această carte. Și vreau să vorbim un pic despre lansarea acesteia, care s-a întâmplat și în Marea Britanie, pentru că a fost publicată și în limba engleză, dar și în limba română. Pe cont propriu se numește. Eu nu am citit-o, dar am citit pe Facebook, îți mulțumesc, apropo, Vadim, o să rămână în redacția noastră și o să o pasăm așa din mână în mână, dar îți mărturisesc că am citit recenzii ale oamenilor care au citit-o și toți au zis practic același lucru, că este o carte care a reușit să-i schimbe. Și este povestea ta aici. Da. Uh-huh. O poveste deloc ușoară. Pentru că drumul tău în viață n-a fost cel mai simplu. Da, aș spune, este unul dintre exemplele la multor altor cetățenii noștri care au plecat psihotare așa în timpul acelea, în așa condiții. Cred că una din istoriile care reprezintă calea mare parte a oamenilor care au plecat așa. Da. Când ai ajuns în Marea Britanie, engleza... Nu vorbeai? Nu aveam engleză, nu vorbeam. Dar știai ce vrei să faci când ai ajuns acolo? Aveai idei despre... Nu aveam idei. Vreau adică vreau să rezolv viața în oarecare măsură. Adică vreau o ieșire din situația în care eram. Cred că așa aș spune. Și da. Și care a fost momentul acela decisiv? Un moment în care tu ai înțeles că nu mai poți continua așa și că trebuie să te schimbi. Trebuie să faci ceva ca să-ți schimbi înainte viața. De a pleca viața în ideea. Acolo. Când erai în Marea Britanie. Am decis să mă schimb. A fost când eram în închisoare. Am fost închis. Și eram într-o stare foarte dificilă. De ce? Că nu aveam nicio abilitate. Eram sportiv de performanță. Adică doar asta știam să fac. Nu avem nicio abilitate, nu avem limba, nu avem conexii, nu avem bani, adică nu avem nimic și eram închis și fost soție, soția era afară și ea fără bani, acuși să nască și viza îi se termina. Și iată așa am construit eu și zic că e ce fel de persoană eu sunt. Mă simțeam inutil, fără folos și iată ceea ce m-a îndemnat să scriu cartea, acolo am scris cartea și acolo am început să citesc, care m-a fost inspirat de o carte, de un film, The Hurricane, care un film pe viața reală și cumva am crezut că, ok, cred că istoria asta mea doar trecut-o, l-am de folos, la moment nu am nimic de folos, iată, asta o scriu, măcar să fac ceva de folos din asta. Iată, asta a fost momentul așa. Da, și când mi-a dat voie afară, mi-am promis să nu mai intru înapoi, de ce am văzut prețul libertății, într-adevăr. Da, Vadim. De fiecare dată când povestești momentele astea, cred că oamenii care te ascultă sunt marcați într-un fel sau altul. Asta e partea asta care chiar zguduie și te uimește. Mai am foarte multe întrebări și nu mai avem foarte mult timp, dar vreau să te întreb despre băiatul tău, pentru că ești tetic, ai băiat adolescent. Da, 30 ani. Cum este relația voastră acum? Este super. Uite, a fost recent la noi, la mine, deja poate veni și pleca singur, fără nicio procur, fără nimic. Mă bucur foarte mult că am avut abilitatea și mintea posibil și curajul să îmi rezolv problemele relației precedente, adică să cumva să creez o relație cu fosta soție, cu mama copilului meu, prietenoasă și chiar de dragoste, o iubesc foarte mult în relația asta în care suntem noi la moment.
și ea trăiește cu altă persoană la moment și trăiesc în dragoste și... Și tu ești recăsătorit. Și eu sunt recăsătorit și mă bucur că ficiorul meu trăiește în dragoste sub acoperiș care este dragoste acolo. Ce frumos! Da. Iată, și la capitolul ăsta ar fi tare multe de povestit și de învățat pe ceilalți. A fost la preț, la preț mare, emoțional, mental, foarte mult nu se contopie acest concept pentru Vadim acel precedent, până și a fost nevoie să procesezi și să trec și eu prin experiențele astea care deja le împart cu alții, să le dezvolt, să le văd eu pentru mine, să le rezolv. Vadim, cât mai stai în Republica Moldova? Avem încă câteva săptămâni, așa că, da, suntem încă acasă. În fiecare weekend putem să ne întâlnim ca să facem împreună... Facem o respirație transformațională. Fiecare duminică noi facem. Este o experiență foarte, foarte, foarte profundă, foarte dezvăluitoare, adică destul... sunt contraindicații, adică nu pentru toți, dacă ne contactați, dacă cine dorește să participe. Așa. Respirație transformațională. Exact, da. Sună cu adevărat este puternic. O dezvăluire a sinelui și a realității cumva din altă parte. Dacă vrem să participăm, te găsim pe Facebook? Da, Facebook, Instagram. Perfect. Da. Vadim, a fost o plăcere pentru noi. Doina, mersi mult. Mulțumim frumos. Așteptăm și varianta reeditată a acestei cărți. Da, adică ar fi posibil altă denumire, că e complet, adică ar fi încă o dată cam pe atât, adică este o carte adăugătoare. Vorbim și atunci. Da. Mersi mult.